Ziua Forțelor Terestre, al cărei patron spiritual este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință, a fost celebrată astăzi la Lugoj prin sfințirea plăcii comemorativă din fața Bisericii Ortodoxe în Vierea Domnului de pe strada Caransebeșului, acolo unde a fost cazarma regimentului 42 obuziere între anii 1919-1945. Manifestarea a început cu intonarea imnului României, urmată de o slujbă religioasă, oficiată de cinci preoți și dezvelirea monumentului. Evenimentul a fost organizat organizat de filiala Lugoja Asociației Naționale General Dumitru Petrescu Tocineanu și de către Batalionul 183 Artilerie Mixtă Ion Dragalina. Este ziua forțelor terestre, este Sfântul Mare Mucenic George, patronul spiritual al forțelor terestre și cu această ocazie vrem să sărbătorim evenimentul. De asemenea, am amplasat o placă comemorativă aici, pe locul acesta, unde a fost cazarma, o cazarmă militară, cazarmă care noi am cedat-o biserice pentru a se construi această biserică. Această biserică. Ne bucurăm că sărbătorim evenimentul, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Regimentul 42 Obuziere s-a înființat la data de 1 mai 1919 și a fost constituit din două divizioane cu 12 piese fiecare. Acesta a fost desfințat în anul 1945.